Potrivit datelor oficiale, duminică 25 mai au fost așteptați la urne în jur de 400.000 de hunedoreni, dar și-au exprimat opțiunea, adică s-au prezentat la urne doar 137.553 de persoane cu drept de vot, reprezentând un procent de 34,51%, cu aproape 9% mai mult decât la scrutinul din vara anului 2009, în condițiile în care se vorbea tot mai des despre lipsa de interes a românilor pentru Parlamentul. European. Comparând rezultatele din 2009 cu cele din 2014, se constată o creștere a PSD în preferințele electoratului hunedorean. Social-democrații hunedoreni au înregistrat o creștere de 8,41%, dar nu singuri, ci de data aceasta în alianță și cu UNPR, pe lângă PCM. Și liberalii hunedoreni au înregistrat o creștere ce e drept nesemnificativă de doar 0,44%, dar asta demonstrează că își mențin alături electoratul de dreapta fidel. Marele perdant este PDL, care a scăzut de la 21,73% în 2009 la doar 7,44% în 2014. O scădere accentuată în preferințele electoratului Hunedorean a înregistrat-o și UDMR, de la 5,69% în 2009 la 3,83% în urma scrutinului de duminică. Surpriza a constituit-o independentul Mircea Diaconu, care a rupt 7,59% din electoratul liberalilor, un procent aproape identic fiind obținut în 2009 și de independenta Elena Băsescu, aceasta la rândul ei ajungând în Parlamentul European cu voturile rupte de la PDL. În județul Hunedoara, niciunul dintre partide nu și-a atins ținta anunțată. Valerius Gonia, vicepreședintele PSD, spunea la DEVA că socialdemocrații vor să obțină 40-45% din votul hunedorenilor. Și liberalii și-au propus în județ tot un scor de 40%. Rezervat pe fondul efectelor guvernărilor Boc ce încă se resimt în teritoriu, PDL și-a propus doar un procent de 20%, dar în final au obținut mai puțin și decât independentul Mircea Diaconu.